Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Koglu, unul dintre numele populare din lumea televiziunii turce, a făcut recent o declarație care a zguduit lumea revistei. Frumoasa actriță, care a anunțat că și-a încheiat relația cu Halil Ibrahim, cu care era împreună de mult timp, a explicat pentru prima dată motivele acestei decizii. În timp ce această despărțire și-a șocat fanii, evenimentele din spatele relației de cuplu au devenit un subiect de curiozitate. Iată declarațiile lui Slash și detaliile acestei despărțiri neașteptate. Slatir Koglu și Halil Ibrahim au fost multă vreme unul dintre cele mai discutate cupluri din lumea revistelor, a căror dragoste a început pe ecrane și s-a mutat în viața reală. Cu toate acestea, cea mai recentă declarație a lui Slatir a dezvăluit că această dragoste s-a încheiat deja. Deși celebrul actor a împărtășit sincer motivele încheierii relației, acesta a declarat că își susține decizia. Slatir Koglu, în declarația sa cu privire la separare, a spus: "Am întâmpinat multe dificultăți de la începutul relației noastre. Încercăm să ne sprijinim unul pe altul în timpul acestui proces, dar uneori trebuie să ne despărțim. Voi continua să-l văd pe Halil Ibrahim ca pe o persoană valoroasă, dar am simțit că a fi împreună acum ne face rău," virgulă, a spus ea. Această declarație a subliniat problemele de armonie dintre cuplu. A fost curios cum a reacționat Halil Ibrahim când a aflat de decizia de a pleca. Deși Halil Ibrahim nu a comentat încă această problemă, cercul său apropiat a declarat că celebrul actor a fost profund întristat de această decizie. Se știe că Halil Ibrahim acordă o mare importanță relației sale cu Slash și se spune că această separare l-a afectat profund. Deși declarațiile lui Slatir Koglu sugerează că separarea nu a fost o decizie unilaterală, unele surse susțin că acest proces a fost o surpriză pentru Halil Ibrahim. Problemele de comunicare dintre cuplu și programul intens de lucru sunt printre principalele motive ale acestei despărțiri. În plus, dorința Slatir de a se concentra pe cariera ei ar fi putut fi eficientă în această decizie. Slatir Koglu și Halil Ibrahim au împărtășit multe momente fericite de-a lungul relației lor. Deși armonia pe care au arătat-o pe ecran și-a fascinat fanii, s-a crezut că cuplul și-a menținut aceeași fericire în viața privată. Cu toate acestea, ca orice relație, au avut suișuri și coborâșuri. Declarațiile lui Slatir au relevat că aceste suișuri și coborâșuri au devenit mai evidente în ultima perioadă. Această știre a despărțirii a generat un mare șoc în rândul fanilor cuplului. Pe platformele de socializare au fost făcute mii de comentarii, mulți fani exprimându-și tristețea. Comentarii precum: "Nu ne așteptam niciodată la o despărțire ca asta și îmi pare atât de rău," virgulă, au arătat cât de impresionați au fost fanii. În timp ce mesajele de sprijin s-au revărsat pentru cuplu, a atras atenția și chestionarea adevăratelor motive ale despărțirii. Slatir Koglu a declarat că se va concentra pe cariera ei și se va ocupa de noi proiecte după despărțire. Celebrul actor a spus: "În acest proces, vreau să mă concentrez mai mult pe mine și pe cariera mea. Lucrez la noi proiecte și sunt încântat de asta," virgulă, a spus el, împărtășindu-și planurile de viitor. Această declarație a lui Slatir indică începutul unei noi ere în viața ei. Halil Ibrahim nu a răspuns încă declarațiilor lui Slatir Koglu. Această tăcere este interpretată ca Halil Ibrahim având dificultăți în acceptarea despărțirii. Unele surse susțin că Halil Ibrahim s-a retras în fundal și a încercat să-și rezolve emoțiile în timpul acestui proces. Fanii se speră că el să-și împărtășească sentimentele despre această despărțire cât mai curând posibil. Unele speculații despre despărțirea cuplului sunt că terții au fost responsabili pentru sfârșitul relației. Cu toate acestea, Slatir Koglu a negat cu fermitate aceste acuzații. "Motivul despărțirii noastre este complet personal și provine din problemele de armonie dintre noi doi.
El a respins aceste acuzații și a declarat: alții nu au nicio influență asupra acestei decizii. Separarea lui Slavir Coglu de Halil Ibrahim a provocat mari repercusiuni în lumea media. Programele din reviste și editorialiști evidențiază această separare. Motivele despărțirii cuplului și planurile lor de viitor au devenit principalele subiecte de pe agenda presei tabloide. În special, declarațiile lui Sla au primit o largă acoperire în mass media. Cercul de prieteni al cuplului a transmis mesaje de susținere ambelor părți în fața acestei despărțiri. Prietenilor apropiați au susținut că Sla și Halil au fost alături de ei în timpul acestui proces dificil și le-au dat moral. Ambele părți încearcă să supraviețuiască cu sprijinul prietenilor lor în acest proces. Cu toate acestea, este și o chestiune de curiozitate cum va fi configurat cercul lor de prieteni după despărțire. Slavir Coglu a subliniat că după această despărțire a intrat într-o nouă eră în viața ei. Celebrul actor a luat o poziție independentă spunând: în acest proces, vreau să mă redescopăr și să-mi continui viața pe cont propriu. Aceste declarații ale Sla au dezvăluit încă o dată că are un caracter puternic. Halil Ibrahim a decis să se concentreze asupra carierei sale după această despărțire. Cercul său interior a susținut că Halil Ibrahim și-a păstrat slujba și a lucrat la noi proiecte pentru a trece prin acest proces. Halil Ibrahim își propune să depășească această perioadă dificilă și să revină puternic în fața fanilor săi. În declarațiile ei după despărțire, Sla a spus: acum îmi trag propriul drum, și a dat indicii despre obiectivele sale viitoare. Slavir Coglu, care plănuiește să-și dedice timp și să se concentreze pe noi proiecte în această perioadă, a transmis mesaje pline de speranță fanilor săi: deschid o nouă pagină în viața mea și am nevoie de sprijinul tău mai mult ca niciodată în acest proces, virgulă, a spus el. În ciuda despărțirii cuplului, fanii speră că Sla și Halil se vor putea reuni într-o zi. Comentariile de pe rețelele de socializare au inclus expresii precum: poate că aceasta este doar o pauză și timpul vindecă toate rănile. Cu toate acestea, declarațiile lui Sla și Halil arată că această posibilitate este îndepărtată deocamdată. Declarațiile de separare ale Slavir Coglu dezvăluie de fapt dificultățile emoționale profunde experimentate în relația de cuplu. Slavir Coglu a spus: îmi voi aminti mereu de momentele petrecute împreună, cu amintiri bune, și a subliniat cât de specială a fost această relație pentru el. El a declarat însă că au fost nevoiți să plece pentru că nu au putut depăși aceste dificultăți. Slavir Coglu atrage atenția pentru atitudinea ei fermă după această despărțire. Celebrul actor a spus: viața necesită uneori luarea unor decizii dificile. Am luat această decizie și o susțin, virgulă, a spus el, arătându-și hotărârea. Fanii ei apreciază poziția Sla și continuă să o susțină. Halil Ibrahim plănuiește să se prezinte cu putere fanilor săi, concentrându-se mai mult pe cariera sa după această despărțire. Halil Ibrahim își propune să-și facă din nou un nume cu noile sale proiecte și să lase în urmă această perioadă dificilă. Cercul său apropiat susține că celebrul actor a suferit o mare schimbare și s-a maturizat în această perioadă. După despărțirea cuplului, fanii se întreabă când Sla și Halil Ibrahim se vor vedea pentru prima dată. Cei doi, care sunt implicați în proiecte comune, ar putea fi nevoiți să se reunească la un moment dat. Cu toate acestea, este deja o chestiune de curiozitate să știm ce fel de atmosferă va fi trăită în această întâlnire și cum vor reacționa ambii. Separarea lui Slavir Coglu și Halil Ibrahim a lăsat cicatrici adânci în viața cuplului. Pe măsură ce ambele părți încearcă să întoarcă o nouă foaie după această relație, urmele trecutului le bântuie. Declarațiile lui Sla au dezvăluit cât de adânci erau aceste urme și ce cale a urmat ea în acest proces.
Drept urmare, separarea lui Slatir Coglu și Halil Ibrahim a avut un impact uriaș în lumea revistelor. Această despărțire a anunțat noi începuturi în viața de cuplu. Sla a luat o atitudine fermă și a decis să-și croiască propriul drum. Halil Ibrahim, în schimb, a decis să se concentreze asupra carierei sale pentru a depăși acest proces. Se așteaptă cu nerăbdare ce drum va urma duo-ul în viitor, dar fanii continuă să susțină ambele părți. Pascalii.